Muzeul orașului Lipova, instituție subordonată Complexului Muzeal Arad, propune ca exponat al lunii aprilie o piesă unică în patrimoniul muzeal lipovan, piesă ce poate fi admirată în spațiul special amenajat. Este vorba de icoana Iisus Hristos pe tron între arhanghieli, icoană semnată de meșterul iconar sârb Ștefan Tenețchi. Este realizată din ulei pe lemn de tei, de mari dimensiuni, mai exact 1700 de centimetri și este datată 1775. Lucrarea lui Tenețchi evidențiază confruntarea dintre viziunea bidimensională și cea tridimensională, trăsătură caracteristică artei din Banat în secolul XVIII. În secolul XVIII, în Banat se dezvoltă două linii principale în evoluția artei iconografice. Prima linie este transplantată de tinerii meșteri formați la școlile de pictură întemeiate de Constantin Brâncoveanu în Oltenia și care aduc stilul brâncovenesc, dar aduc modificări în arta din Banat. A doua linie și în paralel cu ea se dezvoltă în Banat și în părțile Aradului o pictură influențată de arta apusiană, mai ales în special barocă, și este o tendință spre viziunea tridimensională a formei. Ștefan Tenețchi este unul dintre artiștii de referință și cel mai important meșter iconar al Banatului din secolul XVIII. Nu se cunoaște anul nașterii sale, dar se știe că în anul 1746 se stabilește împreună cu familia sa la Lipova, iar mai apoi se mută în Arad, unde se va stabili. Tatăl lui primește titlul nobiliar de senator acordat de curtea de la Viena. Ștefan Tenețchi, prin studiile sale de la Kiev și Academia de Pictură de la Viena, este primul pictor care a adus stilul baroc din centrul Europei la noi în țară. Ștefan Tenețchi a lucrat la icoane și iconostase pentru diferite biserici din Arad, Mănăstirea Bezdin din Transilvania, localități chiar din Serbia. Unul dintre frumoasele și valoroasele iconostase pictate de Ștefan Tenețchi se găsește la Biserica Ortodoxă din Lipova și este datat în anul 1785. Ștefan Tenețchi devine pictorul episcopilor arădeni cu statutul de maestru. El lasă în urma lui o adevărată școală care și-a extins influența asupra întregului Banat. Arta realizată de Ștefan Tenețchi timp de 5 decenii în centre bănățene importante, în Podgoria Aradului și Munții Apuseni, i-au adus suprema împlinire și prestigiu, astăzi fiind considerat cel mai reprezentativ pictor al Banatului acelor vremi. Acum, pe parcursul lunii aprilie, în pragul celei mai mari și importante sărbători creștine, care a adus omenirii speranța mântuirii prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Muzeul orașului Lipova vă invită pentru a ne bucura împreună de o piesă ce aparține artei religioase autentice. Sărbători binecuvântate tuturor!